mare este Dumnezeu. Dragii mei, să dăm slavă Dumnezeu, care a binevoit să fim împreună această seară, grămăjoară. Vorba lui Grigore Vier, poetul limbii române de dincolo de Brut. Această întâlnire de suflet a fost posibilă datorită inițiativei părintele profesor Holda Vierer, care are această harismă de la părintele Steinhard Nicolae să promoveze valorile noastre spirituale și naționale din timpul regimului comunist. Ca să vorbește în public despre Mircea Vulcănescu, despre Petre Țuțea, despre monahul Nicolae Steinhard, este un an de mare curaj și de credință bine pe care o are părintele profesor Vierer Holda. Dumnealui se bucură de binecuvântarea preafecitului părinte Patriarh Daniel, care l-a îndemnat să scrie și să vorbească cu timp și fără timp despre aceste modele de spiritualitate și despre frumusețea ortodoxiei noastre românești. Monahul Nicolae Steinhard a înțeles profund frumusețea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos datorită culturii sale vaste. Era o enciclopedie, o bibliotecă mobilă. Toată cultura și toată civilizația națională românească, dar și cea europeană și universală, poartă adânc amprenta Evangheliei Mântuitorului Hristos. Monahul Steinhard Nicolae are acest mare merit de necontestat pentru că dumnealui a reușit să aducă toată cultura universală și să o spiritualizeze, să o transfigureze, să o pună la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. El a fost ca o albină harnică care a reușit să strângă tot ce este mai bun din literatură universală și din acest nectar al literaturii să ne dăruiască nouă cele mai frumoase și zitoare cărți de suflet. Venirea monahului Nicolae aici, la această facultate de teologie Justinian Patriarhul, a fost pentru noi studenții de atunci o mare bucurie, o surpriză deosebită, deoarece dumnealui venea atunci în calitate de scriitor, de eseist, de critic literar, de jurist, să ne vorbească nouă despre Hristos. Și profesorii noștri, foarte buni, ne-au vorbit, ne-au mărturisit pe Hristos în Duhul Evangheliei, al Sfintei Scripturi. Dar când vine cineva din afară, învățământul teologic, și vorbește cu putere, cu har, despre Hristos, despre Biserica Ortodoxă, cât de important a fost pentru istoria poporului român, a avut un mare impact, în efect, asupra noastră, a studenților de atunci, și ne-a îndemnat, ne-a convins, prin acel discurs intelectual, să ne apropiem mai mult de studiu și să studiem, dragi mei, mă bucur că sunt și studenți aici în sală. Cuvântul student vine de la verbul a studia, a cerceta. Se află strânsă legătură între aceste cuvinte. De la monahul Nicolae am aflat cât de important este să stai într-o bibliotecă, printre cărți, nu ca vizitator, ci ca cititor, să iei cartea, să o ții în brațe, precum o floare, să o admiri, să o răsfoiești, pagină cu pagină, este cea mai frumoasă experiență ca student, dar și după terminarea facultății, în continuare,
trebuie să citim toată viața, până plecăm în lumea de dincolo. Am avut această mare bucurie, șansă unică, să stau timp de 7 ani, ca și ucenic al părintelui Steinhard Nicolae, în acea bibliotecă măreață de la Apohia, mănăstire smerită, dar bibliotecă mare, cu peste 10.000 de volume din toate domeniile, și domnia sa, Steinhard Nicolae, m-a luat ca împreună să catalogăm, să le punem pe căprărie, cum se zice la țară, pe scriitori, pe domenii. Și am avut această șansă să pot lua carte cu carte la mână. Orice carte citită, autorul, în clipa aceea, se bucură tare mult că ne apropiem de el. Orice bibliotecă din lume e plină de viață. Pentru că orice carte te îndeamnă ca să trăiești prin lectură, prin viață, prin putere, prin lumină. Monahul Nicolae îmi spunea des, dragul meu, ca așa zice el, cei mai buni prieteni pe care să-i alegi în viața ta, de tânăr, este să ai cât mai multe cărți. Cărțile niciodată nu te vor trădea. Din potrivă, cărțile sunt solidare. Sunt tot timpul cu tine. Orice carte te luminează, orice carte te inspiră, orice carte îți dă un răspuns la multe întrebări pe care fiecare din noi le avem, orice vârstă am avea, găsim în cărți atâtea răspunsuri ziditoare de suflet. Realizările mele personale, dar și profesionale, le datoresc cărților citite din timpul părintelui Steinhard și după aceea am preluat această dragoste de a citi, arta de a citi carte, de a sublinia, de a face anotări, de a face carnet de însemnări, de a face jurnal de lectură cu aceste cărți citite. Această dragoste, pasiune de carte pe care am luat-o de la Steinhard Nicolae m-a făcut mai târziu să ajung și eu un biet scriitor cu aproape 30 de cărți, exerciții, dragii mei, încă am multe de învățat. Steinhard este un mentor, un învățător. Am scris domenii diferite, și poezie, și teatru, și eseu, și romani, încercări literare, toate dedicate în memoria lui Steinhard Nicolae de veșnică pomenire. Ca și duhovnic acum, preot, la Catedrala Copilor din Buzău, profesor la Seminarul Teologic Chesarie Episcopul de la Buzău, dau acest canon tuturor elevilor și studenților care vin la spovedit. Să citească o carte, le dau toată libertatea. Dragii mei, citiți orice, vă plac povești, vă plac romane, vă place istorie, geografie, religie, orice, dragii mei, citiți. Toată cartea o închideți și după aceea, în memorie, încercați 2 pagini. Nu sunt multe pe un caiet, să scriți ce ați înțeles, puneți titlul cărții, autorul cărții și data când v-ați obținut să aștepteți cele mai frumoase rânduri din viața voastră. A citi și a scrie ne îndemna Steinhard Nicolae pe toți. Spunea așa Nicolae Steinhard, nimeni nu se îmbolnăvește dacă stă ore multe să citească o carte. Dar, în schimb, noi, cei după 89, care stăm ore întregi pe calculator, pe WhatsApp, pe Facebook, chiar cu motivația că citim online cărți, articole, studii, dragii mei, simțim o oboseală foarte mare, radiații, ne doare capul, pe când, atunci când citești o carte,
te bucură, te înviorează și îți dă această plăcere, fericire, ca să citești și a doua zi cu aceeași bucurie. La Lohia există o poiană, în apropiere de mănăstiri, la aproape un kilometru, numit Ligher, cuvânt care se face în limba română, care cere taina Carpaților, Lumina. Și aici, monacul Ștaica Nicolae ne-a adunat pe toți tinerii care erau pe la mănăstire, cu diferite ascultări, munci diferite, pe timpul vacanțelor, și ne prezenta cărțile pe care le scria momentul acela, eseurile pe care le scria, dar și cărțile care l-au marcat tare mult pe dumnealui în viață și ne ducea cu noi, pe noi tine de atunci, să le studiem, să le citim și noi. Pe orice tânăr pe care le întâlnea, îl iubea tare mult. El ne-a avut familie, ne-a avut soție, ne-a avut copii. El a trăit toată viața în tinerețe, în tinsoare și după aceea ca un monah. El a fost monah mai înainte de a fi călugărit la Lohia. Ne-a ajutat foarte mult, chiar pe mine financiar, să cumpăr multe cărți, să pot să fac o bibliotecă destul de mare. Nicolae Ștaica a fost foarte modest. El din pensie îl dădea în stânga, în dreapta, cumpăra cărți, cumpăra lucruri în acestea, să facă bucurii altora, dar pentru el nu păstra. Trăia modest, simplu și natural. Deși, paradoxal, Ștaica Nicolae provenea într-o familie foarte bogată. Tatălui Oscar Steinhardt s-a născut la Buzău, a devenit patron, director de o fabrică de mobilă, de cherestea, avea de toate. Steinhardt Nicolae s-a bucurat de tot confortul pe care îl oferea familia, a făcut studii în țară, a plecat și în străinătate, a studiat foarte mult și a luat doctoratul în drept constituțional, stăpânea foarte bine câteva limbi moderne, vorbea la perfecție, de asemenea și limbile clasice, astea moarte, ca zice noi, cum ar fi latina, greacă, ebraica, veche, și pe acestea le cunoștea, datorită faptului că el făcea multe exegeze literare prin cărțile, cuvinte, multe, le făcea etimologia lor. După toate acestea, într-o zi, când el avea viitor, deosebit strălucitor, putea să devină orice. La pregătirea lui, la poziția lui socială, dintr-o dată dispare totul, pierde totul. Exact ca în Biblie, cu dreptul Iov. Domn a dat, Domn a luat, fie numele binecuvântat, spunea el. A făcut temniță, dragii mei, nevinovat, doi nu ce-am condamnat. Pentru ce, dragii mei? Pentru nimica toată. El mergea în această mișcare literară, întâlniri cu scriitori. De toate că era tare încrezător și sincer cu toții și dezbăteau probleme de literatură, nu de politică, ci probleme de literatură, de istoria neamului, de arta poporului român. Și au fost depistați de ochii albaștri și a fost și el cercetat, obligat să spună cine a fost, cum cheamă, unde stă, Ștaica n-a spus nimic, 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 nimic și lucrul acesta. Curajul acesta de a ține la prieteni orice risc l-a costat foarte mult pentru că a fost întemnițat, a iut gherla, peste tot a cunoscut ororile închisorile comuniste. Dar niciodată nu l-am auzit vreodată cârtind, criticând, aruncând cu pietre în cei care l-au chinuit, în cei care l-au trădat. Întotdeauna s-a rugat pentru ei, ca și Sfântul Ștefan Diaconu, ca și Mântuitorul, Doamne, iartă lor că nu știu ce fac. Aici, în temniță, în această suferință, l-a cunoscut atât de aproape pe Hristos. Auzise multe despre Hristos, știa foarte multe despre Hristos. Hristos l-a căutat. Noi când l-am pierdut pe Hristos, ne caută Hristos, nu ne lasă. În suferință a descoperit frumusețea Ortodoxiei, a Evangheliei Hristos. Ați auzit de Scurgi.
aceste vietăți care cresc pe fundul mării, apelor, se zgârie prin pietre, se rănesc și aceste răni se cicatrizează și, dragii mei, ies aceste scoici atât de frumoase, de admirat, mai mici, mai mari, o frumusețe scoicile acestea. Așa se întâmplă cu noi în lumea aceasta, când suferim și nu cârtim, când trecem prin primejdii grele, dar ne punem nădejdea în Dumnezeu, în noi și trupul și sufletul se transfigurează, devine un trandafir de bună mireasmă. Acesta a fost Steinhard Nicolae. Ca monah, Nicolae Steinhard a trăit tare modest. Însăși călugăria lui a fost foarte discretă. În 1980, pe 16 august, când Biserica Prăvilește Materii Brâncoveni, a avut loc călugăria acestui monah, venit la Rovia, în mare taină, în timpul regimului comunist, cu ușile închise în paraclisul de acolo, eram în jur de 7 persoane, eu, tânăr atunci, am participat la slujbă, citind apostolul de la slujba de călugărie. A fost ceva emoționant pentru mine să particip eu la acest act de călugărie, care în sine, dragii mei, este nuntă, nuntă cosmică. Prin călugărie te căsătorești pentru totdeauna cu mănăstirea care ți este mireasă. Te unești cu Hristos pentru veșnicie. Este un proverb românesc: omul sfințește locul. Mănăstirea Rovia. În secolul 20 era un loc de pelerinaj al moroșenilor. Veniți de pe munte, din văi, în straile lor populare, îngerești, copinci, dragii mei, să nu strivească firul de iarbă și florile care formează covorul Maicii Domnului, ce veneau pruncii și domnițele cu icoana Maicii Domnului în fața pelerinilor, în drum spre Rovia. După călugăria lui, a crescut numărul pelerinilor. De data aceasta au început să vină foarte mulți intelectuali. Unii, din admirație, auziseră că Steinhard Nicolae, scriitor, eseist, deținut în tenți comuniste, s-a călugărit. Și au venit să-l vadă cum arată Steinhard creștin și monah. Alții vineau din curiozitate să vadă un ovreu monah. Nu s-a mai pomenit așa. Iar alții au început să vină, dragii mei, cu ochii albaștri în mănăstirea Rovia. Intrase în alertă de gradul zero numărul mare de pelerini intelectuali din țară și de peste hotare să-l caute, să întrebe de Steinhard Nicolae, de acest mare mărturisitor al lui Hristos, i-a pus pe jar pe toți. Era cel mai urmărit din mănăstire. Dragii mei, 25 din 24 de ore, monahul Steinhard a fost urmărit, îi se punea microfoane și chiar și în floră și peste tot unde săracul nu bănuia, dar știți cum făcea el? Pentru că știa că uite albaștri sunt tot timpul pe el. Și ce făcea? Să amortizeze orice confesiune, orice discuție, orice întâlnesc, că îi plăcea tare mult muzica clasică, Beethoven, așa, mare muzicien, Tchaikovsky, și dea muzica tare și vorbea cu oricine în șoaptă. După aceea, Steinhard Nicolae era urmărit ori de câte ori pleca, fie la Baia Mare să-ți iau o rețetă, fie la Cluj să ducă un manuscris la lectură, fie oriunde mergea, tot timpul era monitorizat. Lucrul acesta l-am observat când a apărut cartea Nicolae Steinhard în Anale Securității, grație de un profesor Ardeleanu George, și acolo am văzut că de multe ori eram citat și eu, unde se poate Steinhard pleca undeva, imediat o notă la subsol, că a fost însoțit, că a fost și studentul
mi le-am găit de atunci și după aceea ajungem preot, profesor la seminar, eram tare urmărit, veneau elevi seminariști, informatori, zice, sunt chemat la Securitate. Ca să spun ceva de dumneavoastră, zic, dragul meu, așa ziceam, tu te am pus și binecuvântare, dar iată, să nu spui mai mult decât am spus-o la ori, să nu spui de la tine, să spui doar ce am vorbit eu la lecții despre Hristos, despre biserică, despre frumos, despre patrie, despre iubire. Pentru că Steinhard Nicolae a avut mare încredere în prietenia sinceră pe care am dovedit-o, ei neavând nici din partea tatălui, au murit în timpul al doilea război mondial, m-a făcut tare multe Steinhard și de orice bătrânel, Constantin Daniel, un alt orientalist de la canalța din Paramaică, grație lui Steinhard Nicolae, care a scris un liceal, s-a primit un dicționar aramaic, englez, m-a pus să învăț limba Mântuitorului Iisus Hristos. Prin Steinhard Nicolae am cunoscut foarte mulți scriitori la vremea aceea și am avut multe întâlniri de suflet cu noi, ca la Pântinii și cu alți mulți alemni paleologii. Și el mi-a dat spre încredințare să păstrez cel mai mare odor al literaturii române, Jurnalul Fericirii, aceste zara spre valuta foarte, dragii mei, a neamului românesc, sufletul strălucitor al martirilor mărturitențele comuniste. Am recitit de multe ori acest Jurnal al Fericirii, perla literaturii române, care este o sinteză a literaturii universale trecută prin crucea Învierului Hristos. Am înțeles la Părintele Steinhard Nicolae că fericirea trebuie analizată, studiată din mai multe puncte de vedere. Psihologic vorbind, fericirea este legată de simțăminte, de bucurie, de plăceri fizice, intelectuale. Fericirea trebuie studiată din punct de vedere sociologic, spunea domnia sa. Fericirea este bucuria de a te pune în slujba celor din jur, a te jertfi pentru binele țării, pentru cei din jur. Ești fericit în măsura în care faci pe altul fericit. Să faci bine neconvenționat, neașteptând nimic răsplată de la cineva. Și vreau să vă pun întrebare așa, ca să vă trezesc așa o leacă. V-ați întrebat vreodată, soarele, de ce e fericit? De ce în cărțile de desen ale copiilor, soarele reprezintă ca un cer care râde? Știți de ce? Pentru că soarele oferă totul, toată lumina, toată căldura, nu oprește nimic pentru sine. El dăruiește și de aceea este foarte fericit soarele. V-ați întrebat vreodată de ce florile sunt tare fericite? Pentru că ele oferă parfumul lor în totalitate, culoarea lor frumoasă și zâmbetul lor, dragii mei, mi le oferă nouă gratuit. Dragii mei, v-ați întrebat vreodată când morcovii sunt cei mai fericiți? Morcovii, care crezi în rolul rădăcinoasă, recomandați pentru ochi de către medici, naturiști. Știți că sunt tare fericiți? Dragii mei, când îi mâncăm noi și când e curașe, mănâncă pesăturate. Din morcov și roțe, sunt tare fericiți. De ce? Că ei se pun în slujba omului, a vietăților, a celor din jur să dăruiește. Aceasta este fericirea pe care a văzut-o, a simțit-o Steinhard Nicolae. E un miracol să fii bătut, lovit, uituit, crucificat și să poți să scrii cea mai frumoasă carte din istoria literaturii, numai din România, din Europa, din lumea întreagă, Jurnalul Fericirii, dragii mei, care a fost tradus în multe limbi. Am fost anul trecut în Italia, a fost tradus în Italia și la Milano, m-au chemat acolo la lansare, a fost tradus în limba greacă, m-au chemat în Atena, prin Steinhard Nicolae, el ne-a făcut tare. Chiar după ce el a plecat la ceruri, el face lui și are grijă de mine să mă plimbe așa pe lumea întreagă și să mă aduce chiar la dumneavoastră, tot Steinhard Nicolae m-a dus. Ce a însemnat pentru mine monacul Nicolae, dragii mei? În primul rând, un model autentic de viață. Avem mare nevoie de modele autentice de viață plină de lumină ca să privim și să-i admirăm.
Există o plantă numită așa, floarea soarelui. Știi de ce se cheamă așa? Pentru că această plantă, de mică, ori și urechi, tot timpul se uită după soare. Îl urmărește. De ce? Știe că soarele o face mare. Soarele o dezvoltă. Soarele îi dă rodăcine. Dragii mei, și noi oameni să stăm mai mult în soare, să ieșim de la televizoare, de la calculatoare, să ieșim în jocul naturii. Știți de ce? Soare dă vitamina D gratuită de la farmacie. Dragii mei, ne sărăcești. S-au mulțit farmaciile. Au dispărut librărie. Dragii mei, căutați voi o librărie. Alegați foarte mult cu taxonomie și taxonomie. Căutând o librărie, dai dreapta la farmacie. De-aia este la farmacie, că nu ce sunt farmacie, trebuie să cobor la subsolul de clădiri și acolo găsim farmacie, trebuie să văd. Chiar și la poarta cititul găsim farmacie. Aceasta e țara noastră, bolnavă, dragii mei, pentru că nu mai citim. Avem nevoie, dragii mei, să studiem și să citim cărțile Mânacul Nicolae Steinhardt și mă bucur tare mult pentru că mănăstirea se ocupă cu această editare. Este și domnul Arderadu care dă o mână de ajutor acolo, această operă vastă, 21 de volume, editată de Polidrom Iași, care aduce un dar pe care îl merită Steinhardt Nicolae. Dragii mei, mă rog la Dumnezeu zi și noapte, Doamne, mai dă în viață, sunt bătrân, dragii mei, dar încă mai doresc viață, până văd canonizarea Părintele Steinhardt Nicolae. Eu deja lucrez la catistul literar al monahului Nicolae Steinhardt și am convingerea că într-o zi vom zice, bucură-te Nicolae Steinhardt, salvator neamul nostru românesc, prin tot ce ai făcut, prin tot ce ai lăsat, prin tot ce ne-ai îndemnat pe noi. Dragii mei, îi mulțumim lui Dumnezeu, care este mare și bun, care ne-a ținut în viață, că ne-a adunat aici pe toți împreună. Îi mulțumim părintelui profesor Olga Iurel, care a avut această frumoasă inițiativă. Îi mulțumim tare cu doamnei Monica Pilac, de care Ștaia Nicolae ne-a folosit tare de un tânăr atunci auzeam una ca tânăr, student, și de Monica și de tare din la ei, oameni de mare cultură ai neamului nostru românesc. Vă mulțumesc că, în primul rând, dragii mei, dumneavoastră, că ați avut o mare răbdare, multă răbdare, cu Cleopa, ca să mă așteptați să pot în fața dumneavoastră să vă destăim ceea ce șoptește la ureche monahul care spune așa, dragii mei, vă iubesc, vă iau în brațe și vă port în inima mea și pe pământ, dar și în cer, unde doar acolo mai sunt locuri libere, dragii mei. Hristos a înviat și se gândă chiar, Hristos a înviat în cea de-a cum știa el în vreme. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte mătând și lui Steinhardt Nicolae. Bucurie Sfântă!